Administrația Bazinală de Apă Argeș Vede a demarat la începutul lunii martie activitățile de sărbătorire a Zilei Mondiale a Apei, având în vedere situația de urgență prin care trece Europa și România din cauza infecțiilor cu COVID-19, au fost suspendate toate evenimentele ce urmau să se desfășoare în instituțiile de învățământ, săptămâna porților deschise la unitățile și lucrările hidrotehnice administrate, dar și întâlnirile la nivelul administrației și autorităților publice locale. În contextul actual, când igiena strictă este o modalitate simplă și și eficientă de a rămâne sănătoși, poate fi înțeleasă mai mult ca oricând importanța accesului tuturor la resursele de apă. Din acest motiv este important ca data de 22 martie, ziua mondială a apei, să fie marcată. Astfel, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea lansează proiectul Ziua Mondială a Apei, sărbătorim împreună, activități acasă. Acesta se adresează copiilor, preșcolari, elevi, studenți, chiar și părinților care petrec timpul cu copiii acasă. Este o provocare de aș folosi creativitatea pentru a realiza desene machete, filmulețe, creații literare sau orice are legătură cu tema apa. Fotografii sau secvențe video cu lucrările, aspecte din timpul activității pot fi postate pe pagina de Facebook creată pentru acest eveniment facebook.com slash ziua mondială a Apei. Obiectivele acestui proiect sunt de a ne îndrepta atenția asupra protejării și conservării resurselor de apă, înțelegerea rolului fiecăruia dintre noi în susținerea unor practici responsabile față de apă și mediul înconjurător, dar și de a promova responsabilitatea socială în situația de față sub amenințarea infecțiilor cu noul coronavirus. În 1993, adunarea generală a ONU declara data de 22 martie ziua mondială a apei. Cu toate că apa acoperă 70% din suprafața pământului, doar o mică parte Partea din aceasta este apă dulce. Apa potabilă disponibilă este distribuită inegal pe glob, este poluată sau disputată, fapt pentru care sute de milioane de oameni încă nu au acces la apă curată în fiecare zi. Tema de anul acesta este apa și schimbările climatice.